O parspe. Da, pentru că sunt culese, cred, proaspăt și... Cei tăi mușeți se cheamă șovăr. Serios? Da, oreganul care e nemții străini, îl folosim să rup aici. Să vedeți ce miros are. O criză, că toți avem cu fierea, cu de ceva, din cauza lui otrăvurile astea de mâncare. Mm-hmm. Aici. Bună ziua! Bună ziua! Frumos, colega de-a mea, așa-l cheamă, ce Clodine. Stai un pic că... Ăla tușește acolo. De... Numai dacă le deranjăm pe doamnă, cum pe noi nu. Nu se aude, lată mă. Bine, lată. De la 8 la 12, la revedere. Păi, da. Grifo a crescut cu mulți celor care vin la cabinet cu simptome. Da, bineînțeles că a crescut. În ultimele, să zicem, două săptămâni, eu aș zice viroze respiratorii, pentru că nu avem confirmarea diagnosticului de gripă, care se confirmă la nivel de spital de boli infecțioase. Sigur, sunt foarte, foarte mulți copii pe care, din start, îi scoatem din colectivitate trimițându-i acasă, foarte, foarte mulți adulți pe care și pe aceștia îi scoatem din activitatea productivă ca să stea acasă, pentru că sunt viroze cu fenomene neurologice, cu amețeli, cu tulburări de echilibru, cu febră foarte mare, cu unele cu simptome digestive și foarte, foarte mulți cu infecții de căi respiratorii superioare, traheite, bronșite, chiar și pneumonii. Bineînțeles, sigur că dacă are o necesitate, internare în spital. Și copii și adulți. Ce le recomandați celor care... În primul rând să poarte mască în momentul în care sunt răciți ca să nu-i îmbolnăvească pe cei din jur. În al doilea rând să mănânce niște vitamina C sau fructe care conțin vitamina C, să evite aglomerațiile și în momentul în care apar simptome de boală să se prezinte la medic și să nu folosească automedicația cu temiri ce preparate de antibiotice și alte măgării pe care fiecare îi învățat să și le administreze când are un nas înfundat numai. Da, merge. Întreabă. Mai sunt vaccinuri, au fost eficiente?
Da, sigur că da, vaccin antigripal am primit la începutul lunii decembrie. Fiecare cabinet de medicină de familie din județ a primit câte 25 de doze care s-au epuizat instantaneu și la ora actuală am înțeles că nici în farmacii nu mai există vaccin antigripal. Vaccinul antigripal era foarte util, făcut în octombrie sau noiembrie. Sigur că îl contrazic pe un mare epidemiolog al țării care în presă, în mass media, a spus că ne putem vaccina și acum. Da, ne putem vaccina și acum, dar cu ce? Deci un cabinet cu 2500 de asigurați pe listă a primit 25 de doze de vaccin antigripal. E să înțelegem că cei care vin bolnavi n-au fost vaccinați. Probabil, adică mai mult ca sigur că n-au fost vaccinați, sigur că da. Mulțumesc. Da, e cu roșu. Așa. Ieri a fost la școală, da? Eventual vineri, că după aia... Să încercăm, dacă nu este bine, mai. De ce ați venit cu fetița? Febră și durere de gât. Atât. E de mult așa? Nu, de aseară. Și ați venit imediat? Dimineața, că trebuie să meargă la școală și n-am fost la școală, trebuie să vadă doctorul. Vaccinul l-a făcut? Avem toate vaccinurile. Vaccinul antigripal? Nu. Nu ați vrut sau nu a fost? Nu, n-am făcut nici noi, n-am făcut nici la copii. În general încerc să merg pe tratamente naturiste, siropuri de plante medicinale, ceaiuri, dacă se poate, multă miere și multă lămâie. Dar în general nu mă vaccinez pentru că nu îmi intră în caracter, dar merg pe chestii naturiste mai mult. Dacă totuși vă îmbolnăviți, ce faceți? Mergeți la medic? Dacă într-adevăr mă confrunt cu o febră mare, da, atunci merg și la medicul de familie. Dar în general încerc să mă tratez acasă. Mulțumim. Să spui când să încep. Da. În județul Caraș-Severin au fost înregistrate un număr de 18 cazuri de gripă. Din păcate, la nivelul județului Caraș-Severin avem și 2 decese. O femeie de 73 de ani și o femeie de 54. Cele două paciente, pe lângă gripă, au avut și boli asociate care au condus la decesul acestora. În cursul zilei de astăzi au fost înregistrate prin analize de laborator încă 3 cazuri la nivelul județului nostru. Vreau să vă întreb, vaccin antigripal, știu că au fost primite niște doze, care nu erau suficiente, dacă ați mai solicitat și dacă nu vine vaccinul. Da, de la Ministerul Sănătății am primit un număr de 6.186 de doze de vaccin antigripal. Toate dozele de vaccin antigripal au fost distribuite către medicii de familie în sensul vaccinării persoanelor cu grupe de risc. Având în vedere că este totuși un sezon în care gripa activează destul de accentuat, am mai solicitat un număr de 500 de doze la județul Timiș, am primit acceptul, dozele au sosit în județul Caraș-Severin, le-am distribuit către medicii de familie și către spitalele, unitățile sanitare cu paturi din județ. Ok. Na, în cadrul Spitalului Județean Reșița s-au înregistrat două decese pe secție de ATI, dintre care un pacient de 73 de ani și 54 de ani, adulți, cu boli asociate, de virus gripal A și B. Pacienții nu au fost vaccinați. Antigripal.